Spitalul Județean de Urgență Slatina se pregătește de noi concursuri. După ce vor fi ocupate posturile de medici, unitatea sanitară va organiza selecție pentru asistenți medicali și infirmiere. Nevoie de personal este în mai multe secții, însă nu se poate vorbi despre un deficit acut de personal, spun cei de la Spitalul Slatina. Turele de noapte sunt problema ce trebuie rezolvată cât mai rapid. Așa se face că în cel mai scurt timp va fi organizat concurs pentru secțiile chirurgie generală, ortopedie și orele. Vorbim strict de asistenți medicali. Nevoie mai este și de infirmiere. Două dintre secțiile spitalului sunt deficitare la acest capitol. Da, există un deficit pe mai multe secții. Din păcate, constrângerile bugetare nu permit să angajăm chiar pe toate secțiile. S-au făcut două angajări luna trecută pe pediatrie și pe medicină internă și urmează să mai scoatem 6 sau 7 posturi la concurs de asistente, 3-4 de infirmiere și îngrijitori, în principal pe secțiile pe chirurgie generală, pe ortopedie și pe orele. De la începutul anului, la Spitalul Județean de Urgență Slatina au fost angajate 15 asistente. La nivelul Spitalului Județean de Urgență își desfășoară activitatea 840 de asistente. Cât despre infirmiere și îngrijitoare, la nivelul celei mai mari unități sanitare din județ sunt încadrate 250 de persoane.